Pentru FC Metrgoviște se anunță un campionat dificil. Până acum au adunat două înfrângeri cu Avântul Reghin și Chindia Târgoviște, dar și o remiză din etapa a treia cu Conpet Ploiești. Formația lui Constantin Diaconu are nevoie de 3 puncte puse în joc în partida cu Athletic Bradu ca de aer, însă victoria nu se anunță a fi foarte ușor de obținut, având în vedere că Athletic Bradu a avut un start de campionat foarte bun, acumulând 7 puncte după 3 dispute. Aici până a avut meciuri destul de grele în acest debut de sezon, cu echipe care în principiu rupe au pierdut, și mă gândesc aici și la Chindia și la Compet Ploiești și la Avântul Reghin, iată acum Athletic Bradu, echipe care au pierdut foarte puțin în aceste prime 3 etape. De aceea spun că programul a fost oarecum dezavantajos pentru FC Municipal Târgoviște, însă eu zic că lucrurile merg din ce în ce mai bine. Dovadă că după prestația mulțumitoare din meciul cu Chindia, a urmat o prestație bună în meciul cu Compet și acum urmarea firească, dacă ar fi să ne luăm după o logică sportivă, ar fi să avem o evoluție foarte bună cu Athletic Bradu, care teoretic ar trebui să culmineze cu o victorie. Noi așa sperăm. Orice rezultat este posibil, așa cum am spus și înaintea meciului cu Chindia. Chiar dacă pe hârtie Chindia era favorită, nu, FC Municipal nu se putea considera învinsă din start. E un meci foarte greu în care Athletic Bradu de data asta e echipa care pornește cu prima șansă, însă FC Municipal Târgoviște va face totul pentru a obține toate cele 3 puncte, pentru că are nevoie de aceste puncte. În ceea ce privește componența lotului, s-au mai adăugat doi fotbaliști străini care nu vor debuta încă într-un meci oficial. Schimbări există în momentul ăsta, dacă ținem cont de faptul că în ultimele etape sau în ultima etapă antrenorul Constantin Diaconu a putut miza pe doi jucători importanți, respectiv Florin Lețu și Adrian Găzău, ambii având suspendări, etape de suspendare. Acum cei doi vor fi buni de joc și vor putea evolua contra echipei din Bradu, echipă care, așa cum iubitorii fotbalului cunosc, n-a pierdut până acum niciun meci în actualul campionat, acumulând 7 puncte. Mai există în momentul ăsta în tabăra echipei târgoviștene 2 sau 3 jucători din străinătate, însă la momentul acesta nu se știe dacă ei vor avea drept de joc pentru partida cu Athletic Bradu, care, repet, se anunță una foarte dificilă pentru formația pregătită de Constantin Diaconu. Stadionul Academia Gheorg Zotic din Șotânga va găzdui vineri 20 septembrie, un motiv în plus pentru târgovișteni să-și adjudece victoria în fața propriilor suporteri. Reprezintă un avantaj pentru echipa care joacă în fața propriilor suporteri, dar în același timp și o mare responsabilitate. Mult mai greu este digerată o înfrângere pe teren propriu decât o înfrângere în deplasare. De aceea spun că e și un avantaj faptul că târgovișenii cunosc foarte bine suprafața de joc, dar este și un dezavantaj pentru că presiunea este... Există o presiune în plus pe umerii formației noastre și da, noi sperăm să nu se vadă foarte.